Bine aia. Da, asta este, dar tu... Care este situația la acest moment în județul Buzău? Ne aflăm deja sub cod portocaliu. Am trecut de avertizarea cod roșu. Cum stă județul Buzău la acest moment? Din punct de vedere al alimentării cu electricitate, avem 46 de localități, unde localități înseamnă sate, nealimentate, 38.500 de consumatori. Puterea electrică au mai prioritate de a trece prin filtre, dar și sprijin din partea tuturor, indiferent că asta înseamnă învergături de la care s-a județene, și sprijin de la primării, de la componenta de situații de urgență, cu tot sau cu tractoare pentru a ajunge la intervenție. În acest moment suntem la limite DN2B, la limite cu județul Brăila. Dacă punctual vom încerca pe teritoriul județului Buzău să ținem comunitățile conectate, să permite punctual circulația 3,5 tone pe bază de buletin cu supraveghere din filtre sau cu antemergător. După cum vedeți, imposibil de intrat în județul Brăila. Este evident totul spre la limita cu Buzăul, spre sudul extrem, spre sud-estul țării, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța. Așadar, recomandarea noastră este să către toți participați la trafic să-și anuleze momentan orice deplasare spre, cel puțin spre aceste patru județe. Până în acest moment au fost situații grave, situații limită au în județul Buzău? Au fost câteva autoturisme care n-au putut înainta în zona Ghergheasa, dar situația s-a reglementat rapid prin intervenția primăriei locale, un tractor și un buldoi excavator.